știți bune despre starea de sănătate a lui Ion Iliescu, fostul președinte al României, urmează să fie externat în orele următoare. Vă reamintim, el a fost internat la începutul săptămânii, a ajuns de urgență la spital, acuzând de probleme la inimă, a fost supus unei operații și evoluția clinică a fost din ce în ce mai bună pe măsură ce treceau zilele de când a fost internat. Pericardită hemoragică, acesta a fost diagnosticul pe care medicii de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Capitală i-l-au pus lui Ion Iliescu. A fost operat, așa cum spunea și Marius, pe 1 aprilie și imediat după operație medicii au transmis că s-a aflat în afara oricărui pericol, dar a mai fost la terapie intensivă pentru a fi supravegheat îndeaproape. Ion Iliescu a împlinit 89 de ani pe data de 3 martie și ne știm cu toții a fost în mai multe rânduri președintele României, a avut două mandate întregi, 1992-1996 și 2000-2004 și de asemenea și după Revoluția din 89 am deținut șefia statului. Tot de numele lui Ion Iliescu se leagă și aderarea României la NATO. În 2004 a avut loc acest proces de aderare al României. Urmărim în continuare însă subiectul și cu siguranță mai multe informații vor fi aduse în jurnalele următoare.